Hristos Domnul a înviat și este viu în vecii vecilor, să spunem cu toată adunarea, amin! amin. Spunea fratele Leontin despre acea uh, ilustrație cu învățătoarea din uh, regimul trecut. Sigur că era atunci în uh, floare, uh, știu eu, această, această propagandă comunista ateie, mi-aduc aminte că tot așa într-un cămin cultural, un asemenea propagandist comunist, le explica oamenilor că nu există Dumnezeu, că Dumnezeu este doar un mit. Și atunci un om în vârstă, trecut de 80 de ani, la fel a spus, tovarășe, îmi dați voi ca să spun doar două cuvinte. S-a gândit uh, omul acela ce ar putea să spună, în două cuvinte prin care să demonteze toată teoria mea. Și a spus, poftim la microfon, însă nu ai voie ca să spui mai mult decât două cuvinte. Și atunci omul a luat microfonul în mână și a spus, Hristos a înviat! Și tot căminul acela a răspuns, Adevărat a înviat! Lăudați să fie Domnul! Amen. Pentru că, dragilor, adevărul este mai tare ca minciuna. Aceasta a fost o minciună propagată în vremea aceea de liderii spirituali a Israelului, pentru că au zis ei, vrem ca să oprim în fașă, sigur, învierea Domnului Isus Hristos, a dat bani soldaților romani, spunând o minciună. Și anume că ucenicii au venit noaptea și, pe când ei dormeau, i-au furat trupul din mormânt. Însă, Minciuna asta n-a ținut mult. Pentru că adevărul e mai tare ca minciuna. Adevărul este Isus Hristos. El este calea, El este adevărul și viața. Așa cântăm. Isus, viața noastră, noi pe tine te mărim, căci prin jertfirea ta pe cruce, noi voioși trăim. Și spunem în această seară aici la Emanuel Viena încă o dată, Hristos a înviat. Lăudați să fie Domnul în veci! Mă bucur din toată inima să ne întâlnim după ceva timp. E adevărat că am fost anunțat și pentru vineri seara, dar n-am putut să ajung. Nu din cauza mea, din cauza că s-a spart un furtun la mașină, am pierdut vreo 3 litri de antigel undeva pe munte, pe Prislop, între Iacobeni și Borșa. A trebuit să stau acolo un timp, să vină frații de la Moisei, e bine să ai frați peste tot, slăvit să fie Domnul, care m-au luat cu mașină, m-au pus pe platformă, m-au dus la Moisei, unde am găzduit, apoi a doua zi s-a comandat furtunul și am putut ca să pornesc apoi spre Austria și cu ajutorul Domnului am ajuns sâmbătă, așa că iată-ne împreună în această după masă, și mai spunem o dată lăuda să fie Domnul. Vă aduc și dumneavoastră salutări sfinte din România, de la Suceava, harul, pacea și binecuvântarea Domnului să fie și să rămână în inimile și în casele dumneavoastră și aici la Emanuel, în adunare, să vă bucurați totdeauna din Belșug de aceste lucruri. Amin. N-am mai citit alt pasaj, am ră rămas la... <coughs> La textul acesta pe care fratele Leontin l-a citit, Luca, capitolul 24, dimineața am predicat la Elim Brun din Ioan 20. Dacă frații au citit de aici, rămânem la Luca 24 și vreau să predic cu ajutorul Domnului, în limita timpului disponibil, despre ce înseamnă ca să mergi pe drumul spre Emaus. Care sunt pierderile mai exact? Pentru că cei doi, Luca și Cleopa, au părăsit Ierusalimul și s-au îndreptat spre Emaus. Dacă vreți, Emaus reprezintă drumul neascultării de, de Domnul. Putem ca să sintetizăm și în felul acesta. Pentru că, în mod normal, ei ar fi trebuit ca să rămână lângă ceilalți. După aia s-au întors înapoi la Ierusalim și au spus ce experiență au avut celorlalți. Însă, iată-i pe cei doi care fac o alegere greșită și merg pe drumul spre Emaus, pe drumul neascultării. Și vrem să vedem care sunt pierderile, ce se întâmplă când n-asculți de Domnul și te duci spre Emaus. În primul rând, prima afirmație pe care vreau să o fac în această seară cu ajutorul Domnului, Emaus este drumul pe care nu-l mai cunoști pe Domnul Isus. Asta e prima pierdere. Nu-l mai cunoști pe, pe Domnul Isus, pentru că ți se închid ochii spirituale. Mai știm că viața veșnică, Așa cum spuneam, Mântuitorul în Evanghelia după Ioan, capitolul 17, cu versetul 3, este aceasta. Care este definiția vieții veșnice? Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos, Fiul tău pe care l-ai trimis. Noi nu putem ca să ajungem în împărăția lui Dumnezeu dacă nu-l cunoaștem cu adevărat pe. Pe Domnul, dar dacă nu-L cunoaștem pe Tatăl, dacă nu-L cunoaștem pe Fiul, pe Isus Hristos, dacă nu am experimentat, dacă vreți, puterea Duhului Sfânt, Dumnezeu să ne binecuvinteze și să căutăm să fim plinde, Duhul Sfânt totdeauna. Întrebarea este, cât îl cunoaștem pe Domnul? Pentru că noi trebuie să creștem în cunoașterea Domnului, să știți? Pavel spunea în Filipeni 3 și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Să mă fac cu o moarte asemenea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă vă -i putea, unde? La învierea din? Știți că altă dată și El mergea tot spre Maus? Spre Damas, dar tot pe drumul spre Maus sau pe drumul Emausului. Pentru că nu-L cunoștea pe? Pe Domnul Iisus. Deși Saul din Tar, cel care a devenit apostolul Pavel, apostolul Neamurilor, avea teologie, teologie, dacă vreți, învățase la picioarele lui Gamaliel. Omul acesta avea religie, mărturisește în epistola adresată Galatenilor că era mai înaintat în religiunea iudeilor decât cei de o vârstă cu el, îi surclasa pe toți se gândea că face un serviciu lui Dumnezeu și bisericii din vremea aceea. Da? Numai că omul acesta nu-l cunoștea pe, pe Domnul Isus. Tocmai de aceea, Domnul alege această metodă ca să trimite din cer o lumină care îl orbește. Trei zile, spune Biblia, și trei nopți, Saul n-a văzut nimic. De ce? ca să vadă cât e de mare întunericul în care se află și să i se deschidă ochii spirituali, ochii inimii, pentru că era orb. De aceea, la un moment dat, când vine Anania trimis de Domnul și se roagă pentru el, de pe ochii lui Saul au căzut niște sols. Doamne, te rugăm în această seară, luminează-ne Tu. Lăudați să fie Domnul. Lumina Domnului să fie peste noi, să trăim în lumină, cum spune Isaia, în capitolul 2, cu versetul 5: Veniți, casa lui Israel, să umblăm în lumina Domnului. Și noi spunem cu toții: Amin. Să ne ajute, Domnul. Ascultați-mă ce vă spun în seara asta. Pot să cânți. Pot să faci o slujbă, să predici. poți să ai seminarul cu frații de la Suceava la zi. Și diplomă. Dacă o iei pe drumul spre Emaus, o apuci pe drumul acesta al neascultării, pe drumul acesta greșit, cu siguranță că vei ajunge ca să nu-l mai cunoști pe Domnul. Uitați-vă că Domnul le-a vorbit, el intră în discuție dacă vreți cu cei doi, se apropie de ei și începe ca să vorbească cu ei. Le vorbește. Numai că nu l-au cunoscut după cum arăta pe Domnul. Dar nu i-au cunoscut vocea. Știți că predicam dimineață la, la, Elim, Maria, i cunoscut vocea Maria Magdalena? Evanghelia după Ioan, capitolul 20, când s-a acolo în grădina mormântului, ea prima dată a crezut că este grădinarul și a spus, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus. Și apoi Domnul îi vorbește și îi spune așa, îi spune, Marie, Marie, îi vorbește și ea dintr-o dată recunoaște și spune, rabunii, adică învă învățătorule, tu ești. Tu ești. Iată că această femeie, Maria Magdalena, îl cunoaște pe el. Tu-l cunoști? O, dacă-am cunoaște toți când vorbește Domnul și când nu vorbește Domnul. Amin? Amin. și în adunare. Atunci când este o prorocie să cunoaștem când vorbește Domnul și când nu vorbește Domnul. De ce unii nu-l mai cunosc? Pentru că, din păcate, au luat-o pe drumul Emausului, pe drumul neascultării. Știți că neascultarea îi spunea Samuel lui Saul, primul împărat al lui Israel, este la fel de vinovată ca ghicirea și închinarea la idoli. Când vorbește domnul odată, spunea David, când vorbește domnul odată, odată a vorbit domnul și de două ori am auzit. Ce am auzit? Puterea este a lui Dumnezeu. Și noi spunem în seara asta, amin. amin. Glorie Domnului. Să-L cunoaștem pe Domnul. Să ne adâncim mai mult. Că într-un fel l am cunoscut pe Domnul când ne-am pocăit. Când v-ați pocăit? Acum 10 ani, 20 de ani, 30 de ani, poate mai mult. Și altfel trebuie să-L cunoaștem după atâta timp, după atâția zeci de ani. Trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Doamne ajută-ne! Doamne, binecuvintează-ne! Că asta e viața veșnică. Vă amintiți de fiul lui Eli? Erau preoți, făceau slujbă oamenii ăștia. Hofni și fineas. Biblia spune că ei, atenție, nu-l cunoșteau. Să faci slujbă, dar să nu-l cunoști pe Domnul. Și lucrurile pe care le făceau, de multe ori mi-este greu să le spun de la învol. O parte le pot spune, o parte mai puțin. Oameni care făceau slujbă, dar care nu aveau nicio treabă cu Dumnezeu, tot așa e și astăzi. De aia spune Scriptura că la final, când va fi ziua aceea a socotelii, Domnul îi va chema, ne va chema de fapt pe toți, așa ca pe un platou înaintea lui. Pe unii va pune la dreapta și pe alții la stânga. Și vor spune unii, Doamne, dar noi, noi! Am prorocit în numele Tău. Noi am scos draci în numele Tău. Noi am făcut lucrări, am făcut asta, am făcut asta. Niciodată nu v-am cunoscut. Nu vă cunosc, pentru că voi ați lucrat și... Adică a fost o vreme în care voi ați luat-o pe un drum greșit. Ați mers pe drumul acesta spre Maus, pe drumul Neascultării și nu-l mai cunoști pe Dumnezeu. Și dacă nu-l cunoști pe Dumnezeu, nu poți ca să ajungi în împărăția cerurilor. Doamne, te rog, în această seară ai milă de noi. Ajută-ne să ne adâncim în cunoașterea ta. Fiecare dintre noi. Amin? Să-l cunoaștem pe Domnul. Să avem o relație personală cu Domnul Isus Hristos. Nu-i suficient venitul la Dunare. spun asta de multe ori nu e suficient să cântăm, nu e suficient, știu eu, să, să, facem anumite lucruri, să mergem în misiuni cu frații, să fim darnici, e bine și asta. Dar important este să căutăm să-L cunoaștem pe Domnul, să cunoaștem vocea Lui. Știți de ce David s-a dus împotriva lui Goliat? Pentru că David a auzit mai multe voci. Să știți că trec de ora șapte, că eu trebuie să recuper și de vineri seara. Vă spun de la început, asta ca să nu avem emoții la final, așa? Au Auzi, auzit, a David mai multe voci. A auzit vocea poporului, a mulțimii. Era vocea fricii. Pentru că spune Scriptura, toți erau cei din popor, în 1 Samuel, capitolul 17, toți erau plini de frică. Era mare, un om peste 3 metri, imaginați-vă un uriaș, bine făcut, probabil, numai când alt. mă gândesc că și bine făcut așa. Solid, cu muș, cu tot ce trebuie. A antrenat bine. A auzit vocea fratelui său mai mare, Eliab. El o plecat să-și cerceteze frații, să vadă, zbidii sănătoși, nu a căzut vreunul cu tare pe acolo, s-a lovit. Când nu a plecat, știa că nu se ducă aia să lupte. Dar măcar așa se vadă un pic cu ei, să stea de vorbă. Și cel mai mare, Eliab, le-a și spune, ce cauți aici? Cui lăsa tu acele puține oi? Că locul tău e la oi. Aici e treabă de oameni mari. Te-ai coborât aici ca să vezi lupta? Îți cunosc eu mândria și răutatea din inimă. Auză, asta vedea în inimă. Eu de eram în locul lui David și spuneam, măi, că dacă are luptă, că de 40 de zile nu m-a strigați unii la alții. Chiar mi-ar place să văd o luptă, dar cine începe? A auzit vocea împăratului Saul? Pentru că a plecat la Saul și Uh, Saul s-a bucurat când i s-a zis, este un voluntar împărat, după 40 de zile un voluntar. S-a bucurat în primă fază, dacă nu a văzut cum arată, e gata. O văzut care de-a face cu un tânăr lipsit de experiență, că nu e din armată. Păi când o venit ăsta cu traista, cu toiagul, cu ce-o venit el acolo, cu praște, așa, ce cu tine pe aici? Și împărate, căutați voluntari să meargă să lupte cu goliat, eu mă duc. Mă, băiete, mă, unde se duci tu, mă? Tu vezi cum arăți? Păi tu, le l-ai văzut pe ăsta cum arată, e înarmat, până în dinți, bine făcut. Tu ești păscător de oi, tu ești cioban, ești păstor acolo. Acolo e treaba ta cu alte cuvinte. Și împărate așa ai, dar să mai spun ceva. Noi nu suntem familie bogată, nu avem mulți oi. Noi avem puțini oi și la oi mai vin fiarele sălbatice, leu, ursul și-mi ia câte o și-mi nu-mi frică. ia ler după fiară, după leu și îi smulgoaia din gură și dacă cumva se împotrivește, adică spune leu că nu-i de acord, ce faci? Îl pun jos și-i rup fălcele. Bă, tu așa faci? Viu-i Domnul că așa fac. Tot așa am să fac și cu netăiatul ăsta prejur cu, cu filistean. Exact așa fac. Foarte bine. Numai că trebuie să te echipăm, nu te poți duce așa. Cred că toți și din stafulul sau la acum erau gata să-i dea, și platul, și scut, și sab. ia-o pe a mea, ia-o pe a mea, e mai bine ascuțită. Sau l a spus, te duci cu armura mea. Adică e onoare până la urmă să lupți cu armamentul, cu armura împăratului. Să îmbrăcat, nu refuzat, dar spune Biblia că David nu se simțea bine. Parafrazez aici. Nu te poți duce împotriva goliatului lumii, al lui Satan, îmbrăcat cu armătura altuia. în 6. Trebuie să ai armătura ta. Amin. Amin? Te poți duce cu rugăciunile altuia, cu râvna Evangheliei păcii altuia, cu credința altuia, cu neprihănirea altuia. Nu, nu, te duci cu ce? Ai, dacă ai. Și-o zis, eu mă duc altfel, împărate, mă duc în numele Domnului. Am mai auzit o voce, vocea, știți care? A lui Goliat. O voce, dacă vreți, menită să-l descurajeze. Când l au văzut Goliat, a spus, ce vii la mine cu toia, cu pietre, ce scâine? Am să stai capul și te mănâncă, te vor mânca fiarele câmpului. Ei, dar pre, peste toate vocile astea, David a auzit vocea care contează, vocea lui Dumnezeu. Și cântăm de o cântare, vocea lui se aude. Aleluia! Este vocea care îmi dă siguranță. Este vocea asta unică și inconfundabilă. Și dincolo de toate vocile, că în lumea asta sunt o mulțime de voci, se aude vocea Lui. Important i să o distingi, important i să o cunoști când vorbește Domnul, să te duci la sigur. Și a spus, David, a spus Domnul, eu sunt cu tine și pe netăiatul ăsta prejur. ți-l dau în mâinile tale și o să-i tai capul. Tu o să-i tai capul. Dar să nu avea decât toiac și, și praște, nu și pietre. Cu ce? Cu sabia lui cu sabia lui însăși, o să-l dărâmi și o să-i tai cap. Și a zis David să, să nu se să piardă nimeni cu alte cuvinte din popor. Eu văzut pește foarte dezamăgiți că biruința, că mântuirea nu se capătă cu pavăză, cu scut, cu suliță. Biruința o dă Dumnezeul oștirilor. Și-o pus o piatră în praște, o rotit-o, când i-o da drumul, o lovit pe... Goliată în frunte, cât de mare a fost, atât de mare a fost căderea. Și apoi cu sabia i-a tăiat capul. Și a fost o zi memorabilă pentru, pentru Israel. O zi de referință pentru David. O zi de biruință. Pentru că biruința vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul și merită să mai spunem o dată în seara asta. Amin. Glorificat să fie Domnul. Ce important e să-L cunoști pe Domnul. Amin? Să-L cunoști Vocea Domnului. Întotdeauna mergi la. La sigur. Îți vorbește Domnul, mut în România, să mut unul în România. După un an vin înapoi. mi a vorbit Domnul, serios? Și ce, la ce cauți aici? Eu i-aș ridica în picioare pe toți. Aia. Pe când îți vorbește Dumnezeu, te duci la sigur. Amin? Faci plimbări așa, duci zăpăcești copiii, copii, când, din Germană, în Română, din nu știu unde, din în Anglia, în... așa mai departe. E foarte important ca să cunoaștem vocea Lui Dumnezeu. Să ne ajute Domnul. Doi, cât timpul trece, să vedem cât îi prind, din că sunt multe aici, nu le pot oprinde pe toate. A doua pierdere pe care am văzut-o, când mergi pe, spre Imaus, pe drumul neascultării, este relatat aici în versetul 17, 17, da? din Luca 24, citesc. El a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se cum? Friști. Când te duci pe drumul spre Maus, pe drumul neascultării, pierzi toată bucuria mântuirii, toată bucuria Domnului, și nu te mai poți bucura. Ascultați-mă aici ce vă spun în seara asta. De nimic. De nimic. Știți ce văd la ora actuală în adunări? O mulțime de oameni triști. Oameni care nu se mai pot bucura de nimic. Nu se bucură de rugăciuni, nu se bucură de cântare, nu se bucură de predică, nu se bucură de. Unii îl îngăiesc cu mâinile pe sus, aleluia, plin de bucurie și el, bolovan. Eu înțeleg că oamenii ăștia au pierdut bucuria și înțeleg de ce. Au luat-o pe un drum greșit. Dragilor, Dumnezeu nu ne-a chemat din lumea asta la adunare să ne chinuim, ci să ne bucurăm. Doamne ajută-ne! Viața credinciosului, viața pocăitului, este o viață plină de bucurie. Ca așa e împărăția Domnului. Împărăția Domnului, spunea Pavel, nu-i mâncare și băutură, este pace, este neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt. Doamne, Doamne ajută-ne! Psalmul care? 100. Un psalm al bucuriei. Strigați de bucurie către Domnul toți locuitorii Pământului. Veniți cu? Cu ce? De unde să veniți cu veselie? De acasă aici. Nu veniți la adunare cu frustrările, cu neîmplinirile voastre din familie, de la locul de muncă, cu tensiunile aici în adunare, că nu iese nimic. Unii ori mai chinuiești pe cei ce predică. Ne gândim că predicatorul vine așa cu buzunarele pline de har, cu nu știu ce vine, nu vine cu nimic. Harul îl dă Isus Hristos. Slăviți să fie Domnul. Amin. Domnul de. Nu omul, nu face omul harul, deși avem artiști, să zic așa. Oameni care cred că pot ca să facă, nu merge mult asta. Să conving la un moment dat că nu pot. N-au cum. Pentru că aici nu e teatru, aici. Aici nu e scenă. Aici este casa lui Dumnezeu, Slăviți să fie domnul. Asta nu merge mult. Uitați-vă la ei, că dispar rapid, așa. Rapid, cum apar, așa se duc. Pentru că Dumnezeu știe ce e la bază. Dacă la bază e seriozitate, e curăție, e pocăință, Dumnezeu dă har, amin? amin? Dacă e smerenie, Dumnezeu dă, ce dă? Har celor smeriți. Amin. Dar la cei mândri le stă împotrivă. Venim cu veselie de acasă, pentru că în casă la noi e bucurie. Vă că nu spuneți amin. Doamne ajută-ne! Acasă la noi e bucurie, bucurie, în armonie, în casă, în familie, nu? Și apoi când venim cu veselie, să vedeți ce slujbe binecuvântate au loc. Și în marți, sau când aveți voi? Marți, vineri, nu? Știu că aveți vineri, că n-am ajuns. Așa? Ies altfel. Tot în psalmul 100 spune acolo psalmistul, zice, slujiți Domnului cu ce? Tot cu bucurie. Ies câte unul așa, îl pui la un îndemn așa și e supărat așa. Unii stau așa, cred că dacă stau așa supărați, ei sunt mai smeriți. Nici vorbă. Și să fraților, nici n-am vrut să vin, frații, așa m-au trimis, m-au... bă, du în bancă. De ce să ne strici nouă bucurie? Tu e frumos, stai în bancă acolo, dacă nu, dar nu veni în locul ăsta. Aici când vii, bucură-te. Pe păi, Pavel scrie în Filipeni 4 cu 4, știți unde scrie celor din Filip, din pușcării, din temniță. Și spune celor de afară așa, bucurați-vă totdeauna în Domnul și iarăși zic, bucurați-vă. El din temniță, deși era în temniță fizic vorbind, era în lanțuri, dar era liber. Că oamenii care sunt în temnița păcatului nu se pot bucura. Că poți să fii în pușcărie ca Pavel, ca Iosif, nu? Dar să fii liber. Pentru că Isus Hristos ne-a eliberat. Glorificat să fie numele Lui. Bucurați-vă! Aleluia! Și în contextul acesta, Pavel spune tot acolo pototul în Hristos, care ce face? Mă întărește. Așa că, dragilor, că nu te mai poți bucura, nu-i devină păsorul, nu-i devină comitetul, nu-i devină predicatorii, că nu se inspirați, nu-i devină corul, că o luat, sau sora, o luat gama mai jos sau mai sus sau nu știu ce o luat. Nu, nu, tu ești divină. Tu ești divină. Problema este la tine. Ai luat-o pe un drum greșit. Oprește-te. Drumul care duce spre împărăția Domnului. Oameni buni, e un drum plin de bucurie. Slăviți să fie Domnul. Poate veți spune, frate, dar avem și în acazuri. Ne știi Domnul. Și în acazuri trebuie să ne bucurăm. Vă dau scris. Spune Iacov la un moment dat, bucurați-vă și în necazurile voastre. Că necazul ce aduce? Răbdare. Doamne, binecuvintează-ne. Apostolul Pavel, Fapte, capitolul 16, eram în pușcării în temnița din Filip. Împreună cu Sila. Nu i-a dus nimeni ca să mănânce la turci sau la chinezi. Așa. Nu le-a dat apă. I-a bătut pe toți, pe pe amândoi, cu ele, I-a chinuit. Și spune Scriptura că i-a dat stăpânii acelei roabe care aveau un duc de ghicire ca să-i bage în camera de tortură, că trebuia să fie judecați în continuare și să nu scape așa cu una, cu două. Și ăsta, ca să aibă o noapte de îi, îi, pune cu picioarele în butuci. Îi leagă cu lanțuri de mâini și la somn. Acum, imaginați-vă să stai flămând, însetat, bătut și pe la miezul nopții îi zice Pavel lui Sila, probabil o fi spus, hai să împlinim ce-o scris David în psalmul 34 cu versetul 1. Dar ce a spus David acolo? Voi binecuvânta pe Domnul când? În orice vreme. Lauda lui va fi totdeauna în gura mea. Hai să împlinim psalmul ăsta. Hai să ne rugăm. Hai să facem aici o slujbă de evangelizare, că ăștia trebuie să audă cuvântul și ne pocăiți. Facem evangelizare aici. Dar slujim Domnului cu bucurie. Au început să se închine și să cânte cântări. De ce? de laudă, nu cânta de jale. Mă doare una, mă doare alta. Că sunt tu de toate durerile. Dacă stai să-i asculți o grămadă de bocitori sunt azi. Știți că Domnul Iisus, când a plecat în casa lui Iair, deja erau bocitori, erau profesioniști, bocitori profesioniști, care mergeau la fiecare mormântare. Și Domnul, primul lucru pe care îl face, îi ia pe bocitor și nu are nevoie de bocitori. Domnul. Îi dă afară pe toți, îi scoate afară și apoi o învie pe fica lui Air, pentru că el este Domnul vieții. Binecuvântat să fie Domnul. Asta face Pavel și cu Sila, nu se plâng. Și cântă acolo și cântă, probabil o fi cântat Lauda mei pentru împăratul, nimeni nu-i că el așa frumos. Cântări de astea. Ce mare ești, ce mare ești, o domnul meu și nimeni nu-i ca tine. Și cei închiși în temniță, îi... pe frumoasă Asta o înțeles aia. Dacă îmi vin unii și ne vedem noi supărați, așa cântăm, cu un de la triz, ce să fac ăștia? Bucurați-vă! Aleluia! Dumnezeu ne-a chemat la bucurie, nu la tristețe. Domnul ne-a chemat să ne bucurăm. Amin. Ne bucurăm și în necaz, uneori ne bucurăm cu lacrimi. Eu o cântare, cu lacrim, noi ne bucurăm. Uneori te bucuri și așa. Pentru că asta e viața pe pământ, e o viață care trece și pe acolo. Dar important este ca să nu pierdem bucuria. Când ai pierdut bucuria, de ce a pierdut David bucuria? Pentru că a luat-o pe un drum greșit. Știți voi ce drum cu Batseba? De aia se roagă în psalmul 51 și spune, Doamne, dă-mi iarăși, pentru că viața pentru mine nu are sens. Eu nu vreau să trăiesc trist. Dacă ne uităm la David, David a fost un om foarte expresiv, un om plin de bucurie. Un om al bucurii. Uitați-vă la psalmii lui. Toți sau marea majoritate încep așa. Lăudați pe Domnul. Și așa se încheie. Bucurie. Cântați Domnului. Măriți numele Domnului. Aleluia. Gata-mi este inima să cânte, să te laude. Merită Dumnezeu? Glorificat să fie Domnul! Mă întreabă foarte mulți. Frate Ionică, te văd pe filmări, așa te duci mult la frații rom, la țigani. De ce te duci la ăștia? M-a și romii. Eu spus, frate, văd că mai mulți nu la noi. Nu cumva e vreo rădăcină? Poate ești de-al nostru. vă stați liniștiți că nu-s de-al vostru. Numai că frate cu voi. Dar de ce mă duc la ei pentru că îmi place că știu să bucure? Predic altfel! Predic altfel! Pur și simplu! Când te duci acolo și, și, și predici efectiv, parcă simți așa că Dumnezeu îți dă revelații efectiv. Pentru că sunt oameni insetați, oameni care cer așa ca, ca sugativa, ca buretele, absorbe totul. Vuiește adunare, aleluia, o sana, slăviți să fie Domnul. Noi așa de multe ori suntem așa de închiși. Amin. Cântăm cântări, îmi ridic mâinile spre cer și te slăvesc, este cântarea. Dar așa stăm așa. Ce o să zic, frate? Stăm cu mâinile așa jos. Nici nu împlinim ce cântăm. Doamne, ai milă de noi. Amin. Doamne, ai milă de noi. Faptul că nu te mai poți bucura, ai bai. Nu-i smerenie asta. Ați înțeles greșit, dacă sunteți unii care ați înțeles așa, nu? Ați luat-o pe un drum greșit. de e important în seara asta să ne oprim. Domnul să aibă milă de noi. Amin. Și să ne întoarcem la Ierusalim. Amin? La Ierusalim. Cetatea păcii. Doamne, ajută-ne. Cetatea bucuriei. Să ne binecuvinteze, Domnul. Pe fiecare în parte dintre noi. Bucurați-vă! Frați și surori de la Emanuel, Viena. Și iarăși zic, bucurați-vă! Dumnezeu nostru e mare. Avem un, un Dumnezeu care e viu. Aleluia! Domnul e cu noi. Domnul ne păzește în fiecare zi. Ce har mare! Să știi că ai un păzitor. Sunt oameni care își plătesc gărzi de corp. Și Dumnezeu trimite îngerii lui ca să fie lângă noi, să ne păzească la plecare și la venire. Și nu ne costă nimica. Aleluia! Spune un slăvit să fie domnul. Spune un lăudat să fie domnul. Doamne, ajută-ne! Doamne, binecuvintează-ne! Cine spune amin, nu spune pentru predicator. Îl spune pentru slava și gloria lui Dumnezeu și Dumnezeu merită. Era un frate care mai sobru așa, el supărat tot timpul. Dar pocăit el așa, pocăit așa, de, supărat, așa tot, tot timpul el și nu spune amin. Când predicatorul spune, fraților, amin, mai supărat. Și într-un noapte Domnul îi vorbește și îi spune, vezi că ești restant la aminuri, că aminul e pentru slava mea. Trebuie să schimbi asta, trebuie să te îndrepți aici, că îi bai cu tine. Când o vine la adunare, nu se mai oprea. Problema era că spunea amin și la ce nu trebuie. <laughs> și frate, să frate, dar și cu tine, vei că ceva s-a întâmplat cu tine. Și o zis să-ți restant la aminuri. Trebuie să recuperez. Trebuie să recuperez de e important să spui când trebuie. Că orice lucru are vremea lui. Doamne ajută-ne! Da, mai departe mergem în textul ăsta din Luca 24 și mai descoperim ceva. Al treilea lucru, m-am gândit că drumul spre Emaus, dacă vreți, este drumul celor care sunt dezamăgiți pentru că Domnul nu lucrează așa după cum vor ei. Este drumul celor care cred sau sunt dezamăgiți că Dumnezeu nu lucrează așa cum vor, cum vor ei. Mă trăgeam de că El este acela care va izbăvi pe Israel. Aici e versetul ăsta. Celălalt la următorul punct. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Adică noi așa ne gândeam că va fi. Așa trebuia să lucreze Domnul. Nu așa. Păi ce asta să moară pe cruce? Știți că foarte mulți în adunări sunt descurajați, sunt dezamăgiți. Că Dumnezeu nu lucrează cum vor ei. Și eu spun în seara asta, bine face Domnul că nu lucrează cum vor ei, Domnul să lucreze cum vrea El. Amin. Că atunci e bine. Atunci e bine. Nu întâmplător spune în Romani 8 cu 28, Apostolul Pavel, de altă parte știm că toate lucrurile, nu o parte, nu câteva. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe toate, toate, toate. Că în viața noastră nimica nu este la întâmplare. Totul este planul lui Dumnezeu, bineînțeles, când mergem pe drumul ascultării. Atunci când mergem pe drumul ascultării, Dumnezeu lucrează și așează lucrurile așa cum vrea El. Nu, ni se pare, trebuie așa, trebuie așa, trebuie acolo, era mai bine acolo, era mai bine așa, nu. Dumnezeu știe că Dumnezeu e în afara timpului și a spațiului. Noi vedem acum, azi, dar noi nu știm ce va fi în viitor. Nu știm. Amintiți-vă de Ezechia. Domnul a vrut lucreze în felul lui. Și anume, îl trimite pe Isaia și îi spune așa, ascultă ce vorbește Domnul, Puneți casa în rânduială, pentru că vei muri. Și nu vei mai trăi. Eu vă întreb în această seară: dacă se împlinea voia Domnului pentru Ezechia, nu era mai bine? Dar Ezechia se întoarce cu fața la perete și începe să plângă. Și vine cu argument, într-adevăr, pentru că a avut argument. A spus: Doamne, du-ți aminte că ți-am slujit toată viața mea cu credincioșie, cu râvnă, tu mă știi, tu mă cunoști, acum eu vreau altceva, mai dăm viață, mai dăm zile, mai prelungește în viața. Și Domnul ascultă, se întoarce din drum Isaia și spune, te-o ascultat Domnul și îți mai dă încă 15 ani. L-a ajutat? Nu. Nu era mai bine ca să plece Ezechia atunci? Și eu folosă 15 ani. Ce a folosit 15 ani? Mai rău a făcut. O venit trimis și împăratului Babilonului, s-a lăudat și domnul a spus ce-a văzut aia. Păi au văzut aia, au văzut aia, au văzut aurul, visteria, armele, tot. Vine vremea când tot ce -o văzut, iau și duc la Babilon. Și fiii voștri vor fi făcuți famine. să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze cum vrea el, că Dumnezeu nu face greșeli. Asta e clar. Imaginați-vă, niciun fir de păr din cap nu cade fără să știe Domnul. Păi nu pleacă o mamă sau un tată. Păi nu mai e bine să pleci când ești pregătit, ești gata și să moștenești cerul? Dacă faci o prostie și pierzi veșnicia, la ce folos că ai mai trăit? de e important că Dumnezeu știe toate lucrurile și ne ia când trebuie. Și face ce trebuie. Lăsați-L pe Dumnezeu să lucreze cum vrea El. Aleluia. Nu fiți dezamăgiți. Am un prieten care e prin Spania și povestea că nu a înțeles romanii 8 cu 28 mulți ani. Pe timpul lui pe timpul comuniștilor, era o familie numeroasă și le-a murit tata. Nu era niciunul dintre ei căsătorit. Au rămas vreo 12 copii, așa unul după altul, niciunul căsătorit cu mama și îmi spunea, el zice, aveam o vacă, aia era sursa noastră de hrană, că în vremea aceea era totul la cartelă, cei care știți, la rând și pâine și tot. Pentru o sticlă de ulei trebuia să duci pasărea din coteț ca să-ți dea. Și mâncam lapte dimineața, la amiază sub diferite forme, seara, cu mămăligă, cu iaurt, cu ce făcea mama acolo, ciorbă. Și într-o o, dimineață, când mama se trezea prima, am auzit urletele ei așa de, 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 de disperare, de durere. Și noi este mai mari ne-am trezit. Când am ieșit afară să reperăm de unde era din grajd. Ne-am dus, mama găsise vaca moartă. Muri să vaca. Și striga la Dumnezeu în durere ei și spunea, Doamne, cum să te mai înțeleg? Mi-ai luat bărbatul și am rămas văduvă aveam sursa asta de hrană cu care dădeam la copii să mănânci Mi luat și mi-ai luat-o și pe asta, când se trezesc îndată vin cu cana, ce le dau? Și spunea Vasile, ne-am dat lângă mama și am plâns și noi o grămadă acolo. Și-au trecut luni de zile. A fost greu. Într-o dimineață a venit un frate la noi la, la poartă și a zis, soră, uite, Frații au auzit din încercarea prin care treceți și m-au trimis cu banii în buzunar să vă cumpărăm vacă la copii. Merem la, la, piață. O zis Vasile, m-am urcat și eu în IMS, era un IMS, prima mea plimbare cu mașina și pe drum fratele i-a spus lui mama să nu vă puneți problemă de bani. Luați și vă place că bani sunt. Cât costă plătim. Plătesc. O ajuns în piață, s-a uitat, zice, s au orientat și într-un final s-a otărât. O spus, eu Păi pentru o casă de copii, să n-ai vânărav, să fie bună. S-o otără, s-o decis. Când am ajuns acasă, ziceam, am înțeles Romanii 8 cu 28. Dacă cea care murise era bătrână, luam de la ea 12, 13, 14 litri de lapte, asta era tânără, și luam între 30 și 40 de litri de lapte. Am avut lapte din Belșug și pentru noi, dar am dat și la vecini. Și am înțeles Romanii 8 cu 28 că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! Dezamăgiți! E mausul, drumul dezamăgiților că Dumnezeu nu lucrează cum vrem noi. Foarte bine! Să lucreze Dumnezeu cum vrea El. Pentru că voia Lui este bună, este plăcută și mai cum? Desăvârșită. Doamne, e milă de noi. Doamne, cercetează-ne ajută-ne ca să dăm la o parte frustrările, dezamăgirile astea și să acceptăm voia ta. Să ne binecuvinteze, Domn. Amen. Un alt gând pe care l-am, și acum ajungem aici, drumul spre Maus, drumul neascultării, este drumul celor care se cred deștepți. Că eu, ei știu mai multe și mai bine, chiar și decât Domnul. Aia se întâmplă. Aici, în, în, în versetul ăsta, drept răspuns unul din ei, numit Cleopa i-a zis, tu ești singurul străin aici, în Ierusalim, de nu știi ce s-a întâmplat în zilele astea? Ce? Domnul Isus parcă adâncește și mai mult misterul, le-a zis el. Și au început ei să zică ce s-a întâmplat cu Isus, și început, adică ei știau mai bine deștepți. Știți că adunările la ora actuală îți pline de deștepți? Care să cred că îți deștepți. Unii nici nu mai vin. Ce să învăț eu, domnule, eu știu. Păi ce să mă înveță în mine, că eu am, domnule, am facultate, eu am studii superioare, eu stare, eu zgrozav. Ce să-mi predice mie cu tare sau cu tare? Ce să... Știți că Petru, la un moment dat, s-o crezut mai deștept decât Domnul Iisus, că știe mai bine. Domnul a spus, toți mă veți părăsi, veți găsi în mine o pricidă de potecnire, se va împlini un cuvânt profețit, vor bate păstorul și oile, vor fi risipite, se vor împrăștia. Și Petru spune, nu, no, nu, no, nu, no. nu știi bine aici, Domnul. Asta e ideea. Nu s astea cuvinte, dar eu vă spun așa ca să înțelegem mai bine. Aici să știi că greșești. Dăm voie să spun eu ce va fi. Eu știu mai bine ca tine, eu pentru tine zgata gata ca să mor, să-mi dau și viața. Și îi spune Domnul Iisus așa, Petre, nu peste o lună, două, trei, patru, în noaptea asta, înainte să cânte cocoșul, ascultă-mă aici, te vei lepăda de mine, dar nu odată. De trei ori la rând. Eu m-aș așteptam ca Petru să se smerească, să spună, Doamne, iartă-mă. Dacă tu spui așa, dar pentru că el credea că știe mai bine ca Domnul să duce și caută o sabie, nu știu unde, o pune sub manta. Și când vine Iuda ca să îl vândă pe Domnul Iisus, însoțit de, de soldați acolo, printre ei era și slujitorul marului preot Malhu. Și Petru scoate rapid sabia de sub manta de aici și se apropie și îi taie urechea. Și acum aștepta să spună Domnul, mă, Petre, mă, dar m-am îndoit, mă, tu știi mai bine, mă. Uite cum sare sângele din ureche, e extraordinar ce-ai făcut. Domnul îi spune, Petre, bagă sabia, în teacă. Cu alte cuvinte, n-am nevoie de sabia, ta, pentru că la dispoziția mea am mai mult de 12 legiuni de îngeri. Gândiți-vă că un înger a intrat într-o noapte în tabăra asirienilor și a omorât 185 de mii. Un înger, ce-ar fi făcut acolo? Zeci de mii de îngeri. Armata Domnului, ar fi nimicit tot Imperiul Roman, dacă vreți, tot Ierusalimul. Însă, Hristos n a venit să piardă. Din potrivă, El a venit ca să caute și să mântuiască ce era pierdut. Și merită să spunem în seara asta, aleluia! Amin. Glorie ție, Doamne, Amin. că ne-ai avut în vedere și pe noi, cei din România. Slăviți să fie Domnul! Sulei da Petru, de trei ori, a ieșit și a plâns cu. Și la Mare Tiberiadei, ce se întâmplă acolo? Îl cheamă Domnul și întreabă de trei ori, Petre, mă, mă iubești, mă iubești, mă iubești mai mult decât ăștia? Și-o resemnat spunea treia oară, Doamne, Tu le știi pe câte? Pe toate, nu eu. Toată viața, ascultați-mă bine ce vă spun în seara asta, toată viața, toți de aici, avem de învățat. Doamne, ajută-ne! Toți! Nimeni nu le știe pe toate. Nici fratele Leontin, că e în vârstă. Sau poate sunt alții mai în vârstă. Nici eu, nimeni. Indiferent câtă școală, câtă pregătire ai, cât ești de trecut prin viață, nu le știi pe toate. de e important să învățăm de la cel care este blând și smerit cu inima. Și eu spun în seara asta, Doamne ajută ne Biserica primară venea la templu, nu? În fiecare, de ce? În fiecare zi, să învețe. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, legătură frățească, frângerea pâinii și rugăciune. Biserica e școală dovnicească și aici învățăm. Și afară dăm ce dăm? Examene. Știți că eram la școală și cea mai mare problemă era când spunea doamna sau domnul un profesor, scoteți o foaie de hârtie pentru că urmează examen. Când auzeam asta? Cei care învățau, care le aveau, învățau așa, noi îi spuneam tot celar, dar învăța. Ăia numai striga ura, bucuroși, toți. Noi celalți care nu așa, ea numai, banca, când era rău atunci, până la baie să mă duc cu tare, nu știu ce. Ei, aici învățăm și afară dăm examene. De-aia important să învățăm. Doamne ajută-ne! Dumnezeu ne dă lecții. Dumnezeu ne dă lecții. Țin minte că eram odată, veneam de la Botoșani, spre Suceava și vorbeam la telefon. nu voi nici în România să vorbești la telefon. Câte din norociri nu se pot întâmpla. Și mă vede o patrulă de poliție, mă vede cum vorbim acolo și cred că păstorii și polițiștii văd cel mai bine. Și mă oprește, domnule, știi pentru ce te-am oprit? da, domnule, m-ați văzut că vorbesc vă la telefon. Foarte bine. De ce, vorbești în trafic? Domnule, zic, eu sunt păstor. Și m sunat un din oriaș, Și acum trebuia să-i dau un sfat, domnule, acolo, o consilierii neapă. Nu mai suporta amânare și nu am suport la telefon. i explicat eu cu tare, așa, așa. Mă gândeam că scăp. O zis polițistul, domnule, dar dumneata nu știi că asta este împotriva lege? Că poți să întâmple o tragedie? Dumneata ca păstor ar trebui să fie exemplu pentru enoriaș să legea. Să nu mai vorbești la telefon. Ei, de atunci când mă oprește poliția, nu mai spun că sunt păstor. Că nu ține. Nu ține. Ceea ce ține este să respecti legislația. Amin? Amin. Nu vorbești la telefon, păstrez viteza legală, dacă e 30, 30, dacă e 50, e 50. Era unul prin Germania și o zis frații, zice frate, frate Ionică, ce faci în seara asta? Ce să fac? Mă odihnesc și eu un pic fost câteva zile și este un frate, e descurajat are. Trebuie să mergem un pic până el să-l consiliem. Dar ce o păți zic? A păi și eu luat permisul ăștia și el e cu tirul. El e cu tirul și eu l-a lăsat fără pâine la gură. Și e supărat așa, e descurajat. De deci, ce Dumnezeu nu l-a păzit ca să nu iește permisul? Zic, bă, nu mă duc, pentru că să trebuia să respecte legea. Dacă e pocăit, ăsta trebuia ca să meargă legal, dacă știa că de aici trăiește, da? Că în primul rând, noi trebuie ca să fim oameni corecți și cinstiți. Doamne ajută-ne! Biblia spune da al vostru să fie da și nu al vostru să fie nu. Doamne ai milă de noi, Amin. Doamne binecuvintează-ne și ajută-ne întotdeauna așa să facem. Amin. Așa să trăim. Amin? Amin? Ar mai fi aici multe. Drumul spre Emaus este drumul celor repetenți la Scripturi, dar nu ne oprim aici. Că și aici e un punct mai sensibil așa. O să trecem la ultimul punct și o să mă apropii de încheiere, ca să plecați acasă bucuro Bucuroș. Că vă mai spun ceva acum, uneori, că sunt, sunt hoți care fură bucuria. Și eu am o predică, hoții care ne fură bucuria mântuirii. Și asta nu spun că în dezavantajul meu, uneori predicatorii fură bucuria poporului. Și nu vreau să vă fur bucuria în seara asta, mai ales că e sărbătoare, vreau ca și mâine la 10 bucuroș. Să veniți toți la adunare. Amin. Amin. Numai fratele și vreau ca să văd aici ce-a spus. Da. În ultimul rând, drumul spre Emaus, drumul spre Emaus, drumul neascultării, este drumul celor care nu mai au răbdare ca să aștepte promisiunile Domnului. O zis Domnul Iisus la femei, du-te și spune fraților mei, să mă aștepte unde? În Galileea. Nu așa le-a spus? Și ca tu spre Emaus? Dacă Domnul a zis ca să-l aștepți în Galileea. De ce te duci tu pe drumul acesta? Ajungem uneori ca să, să trăim experiență de astea. Pentru că ne pierdem răbdarea, pentru că nu mai așteptăm, nu mai suntem oameni care să așteptăm împlinirea promisiunilor Domnului Isus. Ascultați-mă aici, oamenii promit multe, fac puține. Dumnezeu tot ce promite împlinește. Glorie lui! Ne-a promis Domnul că va fi cu noi. Este cu noi? Slavă lui! Ne-a promis că ne va trimite un mângâietor. Ne-a trimis? La cinzecime, glorie Lui. Ne-a promis Domnul că ne pregătește un loc în cer. Îl pregătește și când va fi gata, va veni după noi să ne ia să ne duc acolo. Lăuda să fie Domnul. Amin. Dar până atunci, așteptăm. S-a promis Domnul izbăvire într-o privință înaltă, nu știu, în casa ta, în familia ta, la locul de muncă. Așteaptă. Dar vei spune psalmul 5 cu versetul 3, dimineața, îmi înalți rugăciunea spre tine. Și ce fac? Uitați-vă la David! Ar fi putut să se răzbune pe Saul de două ori, nu? Îl dă Dumnezeu în mâinile lui. Dar ce face David? N-ascultă pe oamenii lui, pentru că oamenii de lângă el și în mod special a Bishai, foarte incisiv așa, zice David, e lucrarea Domnului. Dumnezeu ți-l dă în mâini, lasă-mă să-i dau una și am terminat-o cu el. Și au zis, David, ce am eu a face cu voi, fii. ăsta e unsul? Domnului. Domnul a uns, că nu da din coate David să ajungă împărat. L-a uns Domnul prin Samuel. Dar o trebuit ca David să aștepte. Să aștepte. Eu vă întreb, a făcut bine că a așteptat? Da. Știți că în, în pește tăiat colțul hainei lui Saul? Iar în cort, în pustia zif, i-a luat ulciorul și sulița. Ulciorul cu apă și suliță. Astea sunt trei mari simboluri. Ce înseamnă mantaua? Mantaua are două simboluri. Înseamnă, presupune chemarea lui Dumnezeu. Amintiți-vă că Ilie îi aruncă mantaua lui Elisei și el înțelege că era la arat. Lasă-mă să mă duc întâi să mi-au rămas bun de la ei mei și apoi vin după tine. Du-te, dar nu uita ce ți-a ce ți, -a, ce ți -a făcut Domnul. Te-a chemat în lucrare, în via lui să lucrezi. Apoi mandaua este simbolul puterii. O face sul la Iordan și lovește Iordanul și se despică apa. Trec din colo și spune Ilie ziua răpirii. Domnul mă duce la cer, cere ce vrei. Și Elisei știe ce să ceară. Știi ce vreau, ce vrei? Să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul tău din puterea ta, mai pe cât câtă putere ai avut tu, eu vreau dublu. Bă, greu lucru cer, știi ce, să cer? Dacă vei vedea când să răpit, vei primi, dacă nu, nu. Și-o văzut, și-o primit. Ilie dă drumul la manta. Ce să mai fac cu ea în cer? Și când ajunge la Iordan, o face sul, cum a văzut la Ilie și spune, unde-i Domnul Dumnezeului Ilie? O rămas cu el. Dacă vă uitați, a făcut minuni duble în comparație cu Ilie. Care e simbolul ulciorului cu apă? Apa a reprezintă, este simbolul Duhului Sfânt. Călăuzire. Prin Duhul Sfânt umblați, cărmuiți de Duhul. Pe Simeon îl înștiința Duhul Sfânt. Știți că Saul nu mai avea niciun cuvânt de la Domnul și a ajuns ca să întrebe unde? La ghicitori. Pentru că Dumnezeu nu i-a mai vorbit. Câtă vreme Dumnezeu ne mai vorbește, e un har și o binecuvântare. Lăudați să fie Domnul! Amin. Și apoi, sulița, dacă vreți, e un alt simbol al biruinței. Pentru că viața noastră pe pământ e o luptă. Noi luptăm cu vrăjmașul sufletelor noastre, cu satan. Și ca să-l biruim, nu avem nevoie de, de suliță sau de sabie. Ei, când eu luat sulița, asta a fost înfrânt de filisteni. El a murit într-o bună zi și cu fiii lui. Ce dramă a fost! Rănit greu, spune Scriptura, l-a implorat pe cel care îi purta armele și a spus așa, omoară-mă să nu cad prizonier în mâinile firistenilor să mă bagiocorească. I-a fost frică și a trebuit ca Saul însuși să se omoare, să se sinucidă, ca și Iuda. Știm noi ce se întâmplă cu oamenii ăștia. Doamne, i milă de noi! Amin. Ar fi putut Saul să aibă un alt sfârșit. Însă David a fost omul gata să aștepte. Până când? Până când lucrează Domnul. Ai pe cineva nemântuit? Roagă-te, așteaptă, vine ziua izbăvirii. Slăvi să fie Domnul. fost în America și îmi spunea un frate, ce frate, pentru soția mea, 50 de ani m-am rugat și am postit. 50 de ani! Vă dați seama ce înseamnă? După 50 de ani, Dumnezeu s-a întors de ea, s-a îndurat de ea și a mântuit-o. Și veneau bras la bras la adunare. Lăuda să fie Domnul. A meritat așteptarea? A meritat așteptarea. Însă cea mai mare așteptare a noastră este aceasta. Îl așteptăm pe Iisus. Amin? Amin? Și Duhul și Mireasa zic, vin o Doamne. Și cine aude să zică, vin o Doamne. Tot ce se întâmplă în lumea asta are un semnal clar. E gata să vină Iisus. E gata să vină Domnul Iisus. Îl mai așteptăm? Doamne ajută-ne! Doamne, ți așteptăm venirea la ivirea zorilor. Într-o zi însorită de dimineață vom sta cu tine, față în față, cu tine, cu Avram, cu Isaac, cu Iacov și cu îngerii din cer. Să ne ajute Dumnezeu. Să așteptăm promisiunile Domnului. Lăuda să fie Domnul. Dragilor, vrem să închem cu rugăciune. N-am depășit prea mult. Am spus să plecați acasă bucuroși. Să plecăm toți acasă bucuroși. Important e să ne cercetăm. David spunea într-un sam, Doamne, Doamne cercetează-mă și vezi unde sunt, dacă sunt pe o cale rea. Dumă pe calea veșniciei. Vrem să venim înaintea Domnului cu sinceritate, Doamne, dacă am luat-o cumva spre Emaus, pe drumul neascultării. Ajută-ne să ne întoarcem, Doamne. Ajută-ne să ne întoarcem cu fața către Tine. Să mergem pe calea mântuirii, pe calea care se numește Iisus Hristos pe calea ascultării. Doamne, ajută-ne! Dumnezeu să ne binecuvinteze, ca să nu avem aceste pierderi mari, majore, pe care cei doi le-au avut. Să nu pierdem nimic. Să avem bucuria părtășiei. Lăudați să fie Domnul! Amin. Să avem încredere totdeauna în Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Să putem să fim oameni ai așteptării, să fim oameni gata de, 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 de ascultare, să învățăm, că nu le știm pe toate. Avem de învățat în vremea asta. Mai trebuie să creștem. Cât trăim pe acest pământ, învățăm de la Domnul Isus, învățăm de la frați cu experiență. Este o poezie. Învață de la toate. Învață de la toate. Să învățăm chiar și de la păsări. Doamne, ajută-ne. Avem de învățat de la furnici. Știți că în uh, Proverbe, în capitolul 30, ni sunt puse acolo patru vietăți mici, dar înțelepte. E vorba despre uh, furnici, șoareci de munte, lăcuste și. Paianjen. Și acolo ni se descrie ce să învățăm de la fiecare în parte. Doamne ajută-ne să învățăm fiecare dintre noi să creștem în toate privințele. Să trăim cu Domnul, să trăim lângă Domnul, să mergem lângă El toată viața noastră și la final să ajungem în cer. Așa să ne ajute Dumnezeu. Poate nu vom mai putea să vizităm Ierusalimul ăsta pământesc. Situația nu e bună. Dar vrem într-o bună zi să pășim în noul Ierusalim, lăuda să fie Domnul. Vă invit să vă ridicați în picioare și motivați de gândurile astea, ne rugăm cu credință Domnului și apoi mulțumim Domnului, ne încredințăm la final, la despărțire, în mâna Domnului pe noi și familiile noastre. Amin.